Salut! Astăzi o să jucăm la relaxare, așa, maximă. Nu vreau să mai prind neapărat un boss. O să intru pe multiplayer. Dar întâi să vedem aici, am 323 cu 29. Echipamentul e același. Vreau să joc pe multiplayer. Nu e nimeni în multiplayer. Să selectez aici lacul. De la 7 lacul. Vreau să joc aici pe Le Lac d'Or ăsta în Franța. Interesant. Din Franța. Avem și specii mari și specii mici, exact ce-mi trebuie. Să începem. Și o să mă așez. Unde să mă bag? Să încerc să dau pe margine sau pe partea asta? Pare cam mult de mers. Cred că mă bag în colțul ăsta. Aici e perfect. Mă instalez repede. Și să vedem ce reușesc să iau. Denămul. O fi denămul terenul, vedem. Am dat prea tare. Avem iarba aici. Pietriș. A, e și nămol. Hai că sunt bine. Deci am și iarbă și nămol. Să dau și pe iarbă. Nu, mai că le bag așa momentan. Mă orientez apoi. Tot la 10 pești mă opresc. Indiferent de ce prind, boss sau nu e boss. Bă, iarbă. Cred că o să încerc și cu iarba. Hai cu treiu și încercăm pe iarbă. Iarbă ăsta era, cu iarba. Iarbă, ia dau în partea asta. Și acum să nu mai fie iarbă. Nu mai e iarbă, e pietriș. Ba da, mă, e și iarbă. O las pe iarbă. Mai mișc din ele, să mai mișc pe unul. Poate o scot de pe nămol. Doiul. Treiul sigur îl scot de pe iarbă dacă îl trag. Să-l țin în mână. Nu. Hai că le las așa și aștept ce să fac. Gata, mă? Gata, a început să tragă treiul. După atâta timp, cât? 2 minute cred că am așteptat. E pește mic. Dar asta e normal, am o meră pentru pește ăștia mici. Avem boși, dacă mi-am amintesc, și pe lacul ăsta. Pentru pește aia mici. Avem. Ce e asta? Nu e boss, e un pește mic. Hai să dau din nou pe iarbă. La maxim am dat putere maximă. A, dar stai că ăsta era pietriș în sus, deci o mai trag. Așa, las-o pe iarbă. Deci avem pe iarbă trăsături, le mut pe iarbă atunci. Așa, dă-i pe iarbă. Pe iarbă, o mă avea și prin părțile astea iarbă. Nămol. În partea asta e nămol, am dat degeaba. Deci rămân pe dreapta, unde în direcția asta erau. Cu iarbă. Am văzut niște trăsături pe stânga. Băi, dar numai pe nămol acum. Pe stânga.
M-am pregătit pentru iarbă și acum trage pe nămol, dau cu ea pe nămol. Ia. Pietriș. Și iarbă. Și iarba vin chiar acolo. Treiu. A, treiu era pe iarbă. Pentru că l-am băgat la loc 1. 1 trebuie să-l trag de acolo. Să-l dau pe lângă 2. Am văzut niște sărituri pe acolo. Pietriș. Am răgușit, nu știu de ce. Și lăsăm acolo. 1, 2 pe iarbă, 3 tot pe iarbă, le avem toate exact cum trebuie, nu? Dar niciun mișcare din nou. Slabă mișcarea, nu știu ce se întâmplă cu ei. Trebuie să dau cu momeală în partea aia. Mai sunt azături și pe stânga sus. N-ajung eu să dau până acolo. Cam așa. Bă, dar se dă... Cred că e perfect acum. Cam la jumate, că se duce mai tare asta. Mai țin de el. O, s-a dus departe rău. Nu o văd. Ba da, o văd, gata. E, cred că e lângă 1, 43 de metri. O las acolo. A luat-o 1, mă! Perfect! Păi doar ce am ajuns cu momeala la el? Da, 42, stă la lângă era. 43 de metri, stă la 42. Ia, și ăsta e mare, e mic? E mare sau e mic? Pare mare. A luat-o și 2-ul. Hai mă, fi fost de la momeală, doar am pus-o acolo și gata. I-a păcălit așa repede în 2-3 secunde. Deci la 43 de metri pe direcția asta, care e sud-vest. Să le pun pe toate. 43 de metri, să țin minte. Reușesc să le aduc pe ăsta la mal, e mare. Opa. Hai mă. Nu mă, ăsta e mare. Partea proastă e că mi-l bagă și pe ăla de la 2 la pești pierduți, dacă îl pierd. O să am încă unul în plus pe acolo. Acum nu știu dacă e boss, mi-l pune la boss pierduți, ar trebui să funcționeze la fel. Dacă e boss și îl pierd chiar dacă n-am undița în mână, să mi-l bage tot la boss pierduți. Aveam 29, o să văd în cazul în care era la boss. Bă, dar asta posibil să fie boss, devine așa greu? Să fie el așa mare? N-am echipamentul pentru pești din ăștia mari și mă chinuie mai mult. Posibil să fie doar peste 10-15 kg, poate. Să mai aibă 20-30. L-am luat. Hai repede și pe 2. Hai repede și pe 2. Ce e ăsta? Bă, e mare, mă! Chiar e mare ăsta. 13 kg. 2, ia repede 2. Am luat? Nu? Bă, ce are, mă? A, gata. A, e foarte mic. Am văzut că nu pune tensiune pe fir. Credeam că îl pierde. Ia uite, mă, 60 tensiune și abia îl aduce spre roșu. Gata. Continuam să apăs pe el. Poate îmi dădea voie să-l iau mai repede. Să nu ratez ocazia. Uite mă cât e de mic. 0,5, 0,4. 0,5, 52. Bine, atunci, deci direcția asta, 43 de metri. Hai să vedem. Dacă am norocul să mai trag o dată. 40, m-am dus prea mult. Am adus oricum o să revin cu ea. La 43, că nu avem iarbă acolo. 43, a, nu e la 43, 42. La 42-41, bine. 42-41, a luat-o 3-ul? Nu te cred! Mi-a mai băgat unul la pierdut, mă? S-au pus ăștia pe mine acum să-mi... Avem 3 prinși. Să-mi depășesc recordul de pești pierduți. Vezi, am 2 deja. Bun, direcția asta.
42 de metri, da? Să dau din nou cu momeala. Poate chiar are un efect. A, m-am dat prea încet. Nu, e perfect, 3, nu. Uite mă, s-a gândit să mai încerci o dată. A, e 2-ul. Credeam că e 3-ul. Bine mă, hai. Am apucat să mai dau cu momeala. Hai să vedem ce am la asta. Probabil tu ceva la 10 kg. Deci nu știu ce să mai cred, dacă e boss sau nu e boss. Ăștia mari mă chinuie cu echipamentul ăsta. Nu știu dacă ar funcționa și cu firul mai... cel mai gros fir. Dacă mai trag ăștia mici. Până la urmă, fiind foarte gros, ar trebui să-i sperie pe ăștia, nu? Mai avem tragere la 1. Da, deci aduc și 3 în partea asta, că văd că... am început să trag în partea asta de aici, sud-vest. 42 de metri de mal. Asta nu vrea să vină. Nu vrea să vină. De ce nu vrea să vină? Care e problema lui? Vine, dar vine greu. Mai bag eu tensiune. A reușit să rezolv problema cu scârțitul de la mouse, de la rotiță. Ia mă, l-am luat. Hai repede pe 1. E boss. Nu prea cred eu că e boss. E măricel și ăsta, dar nu e boss. Da, crap oglindă, ia-l pe 1 repede. Ia-l pe 1 repede. Opa. Cum ai ajuns acolo? Uite mă, ăsta e mic, exact pentru ce folosesc echipamentul. Pentru pește aia mici, da? Hai, dă-mi de repede, dă-mi de repede, bă! Așa. Iar babușcă, da, roci. Da mă, ăștia mici, ia uite. Uite mă cum trag aici, ăsta e de 53, nu? 52 cum era ultimul. Roci prins. Bine, continuăm să dăm în direcția asta. Cum îi prind pe partea asta și în presa del Monte Bravo nu vrea să tragă absolut deloc, 41 de metri. Bă, dar la fix am pus-o. 2. Cum se întâmplă, mă, chestia asta de nu merge? Nu merge și acolo la fel de bine ca aici. Am dat prea tare. 41. Așa, verde. Bun, iau și 3-ul, că văd că stă degeaba pe acolo. Sare ceva în timp ce o trag. Nimic. Resetare atunci. Băgăm, păi, aș putea să încerc pietriș. Că tot are pietriș. În capăt de tot. Pietriș de foarte tare, maxim. Poate sare ceva și la pietriș. Bun, 53 de metri pietriș. Dau și cu momeala. N-am verificat eu câți... 25, încă 5 mai am de prins. În direcția asta o dau pentru 1 și 2, da? La... ce să mai dau că s-a dus? Care vine? 1. Aramal. Vine mă? 1. Da, e foarte mic și ăsta. Perfect. Perfect. Opa. Ia, mă, merge. Nu merge să-l iau? Ba da. Așa, le iau și pe astea repede. Avem 6, încă 4. 48, uite mă, din ce în ce mai mici. Încă 4, da? Bun, dau iar cu asta în apă. Cam așa, ajunge la 41? N-ajunge. Dai pe iarbă, nu mai contează. O las așa. Apuc să dau momeală. Ia să vedem. N-apuc bă să dau, ești nebun. 2, ia 2, hai. Hai, că ați început să trageți acum. 3-ul? Mi s-a părut că e mișcare la 3? Mi s-a părut. Mi s-a părut. Ăsta pare iar mare. Cam multă tensiune pe fir. E mare și asta.
E mare, mă, nu reușesc să-l iau spre mine. A luat-o treiul. Ia, dă-te mai la dreapta, că nu văd. Băi, treiul, gata, a venit. Treiul, hai să vedem ce a luat pe pietriș. Hai să vedem dacă reușesc să-l scot pe ăsta din apă până să ajung la 3. Nu reușesc. 39, 38, da, vine, dar nu vine prea repede. Hai, mă, mai repede. Haide. Bine, mai dăm tensiune. Prea multă, nu e bine. Ba da. Încă puțin. Dă-mi-l repede, că trage și 3. Hai, așa, mă, hai, mă, că e bine. L-am luat pe ăsta repede, mă duc la 3. Hai, ce e? Pește mic, probabil. Boss. Nu e, bă, mic. E mare și ăsta. Avem 10 kg. Bune. Ia treiul repede, uite cum se plimbă. Treiul. L-a luat. A, e mic și ăsta. Uite, bă, cum trag ăia mici, mă. Deci echipamentul funcționează, dar depinde de lac. Pe lacul ăsta probabil sunt mai mulți din ăștia mici. Ia uite ce repede a dat. Ăsta are 0.32. Tot roace, tot babușcă, 0.32, ia. Așa. 0.64, e mai mare decât celelalte. Da. Câți mai avem, mă? 8 încă 2, da? Ăsta e 3-ul. Asta e 3-ul și dăm pe pietriș. Deși pe pietriș avem tot babușcă. 5-10 destul. Pietriș, stai acolo liniștită. Unul încă e pe iarbă. Nu mai e pe iarbă? Deci 43-42. Bine, resetare, dă-i pe iarbă, ia. 42, trebuie să las la 42, o mai mișcă curentul, poate, și de-aia ajunge pe nămol. Iarbă, 42, fix unde trebuie. 2-ul. Așa. La stânga. Ia, posibil să fi dat prea departe. 50, cred că ajung. Nu, 41. 41 și pietriș în partea aia? Iar, bă, 39. Parcă pe la 36 se ducea... Se termina iarba și trecea pe nămol. O las acolo, da? Să vedem dacă reușesc să bag eu acum mumeala. Între ele. Pot? Nu merge să dau așa fin. Posibil să fie bine așa. Ia, 42 de metri. Sau la 4.41. O, m-am dus cu ea. Pe mal. 38. Unde sunt, mă, că nu văd. Nu știu unde sunt cu ea. A luat-o și 3-ul și 2-ul. Mergem pe 3, că ăla parcă s-a mișcat primul. 3-ul. Ia-l repede. Ia-l, mă. Așa. Bun. Pare mare ăsta. E mare ăsta. E mare. A, perfect, ăștia. Încă 2 pești mai am. Și bonusul dacă trage și la unul între timp până să mă opresc. Să plec. Să verific dacă am 2 boși, parcă 2 ani pierduți. Fără să fie avut undița în mână, i-am băgat acolo, să vedem că sunt băgați ca boși. Să fie avut boss fish la ele. Posibil să mi-l bage și pe 2, că nu reușesc să-l trag pe ăsta la mal prea repede. Vine, mă? 36, 35 vine, dar nu vine cât de repede aș vrea eu să vină, să pot să iau și 2-ul. Mă țin aici în suspans, ajung sau nu ajung la 2? Ajung? Ba da, hai că s-a răzgândit. S-a hotărât, vine la mal, hai. Hai repede, mergem pe 2, hai, mă. Și avem, wow, mișto ăsta, ăsta e de la Ghost Carp, alb, nu? Da, bă, a luat-o și 1, avem și bonus pe episodul de azi. Deci 10 cu 2-ul. Și poate ajung și la 1. Ia că ăsta e mic, vine imediat. Dă-i tensiune 70. Ia-l repede, 80, bă, ce e ăsta, mă? 0.20, cât are ăsta? L-am luat, 0.20. E peștișor. Cât de mic ești, mă? 0.53? Credeam că ești și mai mic. 1, da, hai. Am luat 10, niciun boss fish azi.
Și nici nu cred că o să iau acum cu ăsta. Bă, ce are, mă? Hai că l-a luat. Bun, 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 ia. Nu e prea mult de tensiune. 55, ce să zbate el acum la sfârșit de episod. Ia, mă, stai, bă. Nu-l pierd tocmai acum, bă. Așa, tensiunea s-a mai dus. Mă cam bruschează ăsta micu. S-a calmat. Continu să apes pe, poate mi-l dă. Mi-l dă? Nu mi-l dă. Ce are, mă? Că sunt pe 17, bă. Nu, nu te cred. Băi, deci nu te cred. Ce i-am făcut? Am scăzut și tensiunea. Ce are? Mamă, nu cred asta, mă. I-am scăzut și tensiunea. Ce are? Ce s-a întâmplat? Nu înțeleg. Defect din joc, așa. Ăsta era boss sau ce-am făcut? Băi, pe final de episod, mă, am prins 10 și a vrut să rămână la 10, nu? Pește ticălos. Care ești, mă? Vă, la final, mă, cât am? 29, nu, deci nu era boss. Dar am 325. Era un pește normal, mă, cum a reușit să mi-l pierd? Exact la mal. Unde eram, mă, pe aici? De lac Dor. Avem și boși din ăștia mici. Unde, mă? Pe sus? Am puțin prinși. Crap. Foarte mult crap. A, ba da, mă, uite, avem și plătică. Plătică, dar puține. Avem lin. Și babușcă, uite, avem la un kilogram. Și eu am prins până acum numai la jumătate. 0,64 cel mai mare, nu? Deci ăștia chiar că sunt boși. Da. Suficient pentru astăzi. Ne vedem mâine. Pa!